Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii noastre, Actualități Naționale. Astăzi avem o emisiune foarte interesantă, pentru că avem niște invitați foarte interesanți, invitați care se ocupă de artă. Și noi, după cum știm întotdeauna, artele sunt lucruri foarte plăcute și menite a ne mângâia spiritul, dacă putem să ne exprimăm așa mai poetic. Deci, pentru a curta o discuție astăzi despre câteva evenimente importante care s-au produs și care se vor produce în continuare în Iași, o să discutăm împreună cu doamna profesor Carmen Gâtlan. Bine ați venit, doamna profesor! Bine, mulțumesc! Și domnul profesor Mihai Dorin. Domnul profesor doctor Mihai Dorin. Bine v-am găsit! Bine ați venit aici! Avem și o frumoasă pictură care nu... Aparține cui, doamna Carmen? Eu am terminat... Aparține noastră. Da, întâi am terminat franceză și apoi am urmat Facultatea George Ionescu, secția pictură, clasa domnul profesor Victor Nicolae Ionescu. Și... Dar, de fapt, e un hobby al dumneavoastră, pentru că profesia noastră este profesor de franceză. Profesor de franceză. Pot să spun hobby, este a doua metodă de a exista, pentru că sufletește, vreau să spun, pentru că hobby înseamnă din când în când, ori eu trebuie să lucrez zilnic, după cei 5 ani de studiu la universitate, zilnic, pentru foarte progres. Frumos, da, pentru înțeles. Progres. Să înțelegem că întâlnirea noastră de astăzi are, de fapt, în fundal un eveniment care s-a petrecut în Iași, e vorba de pictura, nu ați spus noastră în ceea ce privește francofonia. Da, da. Deci eu ar fi trebuit să vă dau dumneavoastră cuvântul și respectă, să respectă valoarea și așa, dar vă mulțumesc și în câteva cuvinte aș vrea să spun că luna aceasta, luna martie, ca în fiecare an, sărbătorim luna francofoniei, zilele francofoniei. Iașul are o suită de activități extrem de interesante pe această temă, de la un colocviu organizat de Universitatea Alexandru Iacuza, la activitățile nenumărate organizate de Centrul Cultural Francez. În fiecare școală au loc activități dedicate francofoniei, francofonă. Și mai ales cu atât mai mult la octavă în celălalt. Care... Și bineînțeles și la Colegiul Național de Artă unde lucrez. Înainte de a da, să spun, de a lansa elevii, m-am gândit să organizez și un vernisaj, o expoziție personală dedicată francofoniei. Este legată de literatură, pentru că, în paranteză fiind spus, este al treilea proiect legat de literatură. Primul proiect a fost literatură și pictură Grigore Vieru, deci am avut o expoziție pe tema poeziei lui Grigore Vieru, apoi am avut literatură și pictură Mihai Eminescu, deci lucrări dedicate poeziei inspirate. Deci, practic, expozițiile noastre fac legătura așa, cu literatura, iar, cu poezia. Da, iar anul acesta, că am urmărit pe site-ul Primăvara Poeților, cuvântul emblemă pe care ei îl trimit în fiecare an, deci anul trecut a fost Ardoare, acum vreo 2-3 ani egalitate, fraternitate și alți termeni. Anul acesta site-ul a propus cuvântul grație. Acest cuvânt este lansat către toți creatorii, deci muzicieni, plasticieni, coregrafi, scriitorii, toți să lucreze inspirându-se din acest cuvânt. Ca urmare, am ales una dintre pictorițele renumite din Iași, pe doamna Ghirea Cotilia, și amândouă am organizat această expoziție sub emblema grației, fiecare inspirându-se și, în sfârșit, dând drumul imaginației. Eu m-am
M-am lăsat purtată de frumusețile monumentelor Franței, pentru că am lucrări cum ar fi Catedrala din Cologne, Notre-Dame de Paris și alte zone din Paris arhitectural deosebite. Doamna Chiria Cotilia, un acuarelist deosebit de sensibil, are în lucrări teme cum ar fi flori, peisaje, deci exprimă grația. Pentru doamna Otilia e tot un hobby sau e profesie? Nu, deci dumneavoastră a terminat Universitatea de Artă, este și medic și eu nu accept acest termen, este foarte frumos, dar nu-l accept pentru că trebuie să lucrez zilnic. Hobby înseamnă când ai timp liber, când ești într-o stare de bine, de bună dispoziție. Asta e concepția dumneavoastră despre ceea ce faceți și despre... Da. În cadrul acestor manifestări ale francofoniei, deci urmează pe 18 martie în colegiul nostru de artă un mare eveniment în sala de festivități probabil cu o expoziție de data aceasta a elevilor. Eu am lucrat la clasă. Da, să nu epuizăm, să mai lăsăm ceva pentru telespectatori și puțin mai încolo și despre asta. Să rămânem, domnule profesor, la această expoziție a francofoniei și cred că n-ați fost și ați reușit să vă faceți o impresie pe care, sigur, emoțiile care v-au fost comunicate. Eu am avut și e singura calitate pe care mă arog în acest proiect, calitatea de cronicar. Sunt cronicar al evenimentelor și în această calitate am și urmărit câteva din evenimentele a cărui anfitrion a fost doamna profesor. Profesoara Carmen Gabriela Gâtlan, ca să spun numele complet, care este unul din pictorii eminenți ai generației sale, un om cu o vocație artistică clar definită și așa cum a ținut să sublinieze, este prima ei vocație de altfel, pentru că a fost ideea ei de timpuriu să fie pictor. Împrejurările au făcut să fie filolog și să predea astăzi limbă, cultură și civilizație franceză la liceul, la Colegiul Național de Arte. Frumoasă disciplină. Da, sigur că da. Cuprinzătoare. Dar pictura nu este, cum se spunea odată, violon d'engre. Nu este secundară în aria preocupărilor lui Carmen Gâtlan. Păi nu, ea este primară. Ea și-a spus că de fiecare zi se ocupă. Ea are o combustie de imaginație și de trăire artistică absolut remarcabilă. Trăiește efectiv pentru pictura ei. Îi se dedică, aș zice, cu frenezie în așa fel încât pot să spun, sper fără să exagerez, că este unul dintre cei mai prezenți pictorișeni pe simezele saloanelor eșene și nu numai. Câteodată simt nevoia să-i spun lui Carmen să mai am și o mică pauză, un intermezzo în această cascadă de evenimente, ca să se regăsească. Nu că nu s-ar regăsi în tot ceea ce face, dar ai nevoie câteodată și cât de o pauză. Și iată, eu spun cu acest prilej. Dar cu pentru că, și e, nu? E atât de mare sigur, și a talentului, încât nu... Deci, în ultimul an... Timpul, doamna, ați irosit timpul cu pauză, nu? Nu. Așa ați considerat. Deci este ca o respirație, nu-s cuvinte mari, dar nu ne mai putem... E felul ei de a respira. Și tu mi-am știi că scrie. E felul ei de a respira. Nu îndrăznesc să mă compar, dar știi că nu poți renunța. Iată, începând din când a fost expoziția Eminescu anul trecut. Anul trecut, da. Anul trecut a urmat Grigore Vieru și acum această
expoziție de la Casa Agriculturilor. Și va mai fi în acestor expoziții cu o tematică, cu tematică. Reprezentând un autor, da? Da. Sunt mai mult, vin mai mulți pictori și expun? Nu. Sau? Depinde. Dacă am înțeles că acum la... Dacă eu voi dori să fac o colectivă, da, sigur că pot invita mai mulți. De exemplu... Nu, că ați vorbit despre noastră, despre doamna Otilia. Da, pentru august, de exemplu, dacă tot ați adus vorba, în luna august, eu cu doamna Carmen Voisei, pictor renumit din Bacău, vom organiza, vom avea o expoziție cu tema Nichita Stănescu. Unde? La Paladii, la Galeria Paladiaș. Da. Da, circuitul acesta al expozițiilor ar trebui, cred eu, promovat puțin, să afle lumea să vină, pentru că eu nu prea am auzit, ca să fiu sincer. Adică, deși eu sunt destul de informat. Trebuie să fii mai atent la emisiunile Tele Moldova Plus, pentru că am fost prezentat aici. Eu sunt destul de informat, pentru că asta, fiind profesia mea, în fiecare zi sunt nevoit să mă uit și să scanez știri, să scanez canale de știri, să știu cam tot ce se întâmplă. Toate s-au regăsit în programele Tele Moldova Plus, prin bunăvoința domnului Petrică. Bun, astea care au fost și acum. Sigur. Eu am aflat acum că a fost aceasta. Deci, când spun promovare, mă refer la să aflu că va fi mâine, poi mâine sau săptămâna viitoare, cum a spus dumneavoastră. Da? Asta înseamnă promovare. Mă refeream la... Dacă am auzit astăzi abia despre asta, sau dacă am urmărit-o la televiziunea noastră, nu mai am ce face, că nu mai pot duce asta acolo. Știi, s-a dus evenimentul. Da. Eu m-aș întoarce la expoziția tematică dedicată lui Eminescu. Că aici, în intervalul acesta dintre regina artelor plastice, pictura și cea mai bine cotată dintre arte, totuși, arta cuvântului, mai rămânem atașați cumva de criteriile de ierarhizare clasice. Carmen se mișcă cu grație. Iată, am folosit termenul celei de-a treia expoziții tematice, pentru că știe să valorifice metafora poetică în metafora lirică în culoare. Știe să-i dea un nou sens. Să metamorfozeze lirismul poetic în lirism plastic. Și lui Carmen îi reușește asta. Și îi reușește pentru că pregătirea ei filologică, temeinică, o ajută să înțeleagă realitatea adâncă a lucrurilor, realitatea profundă a poemului. Cea de dincolo de extraordinar de aparențe, ca dintr-un poem, ca un poem să-l transpui pe pânză. Să-l transpui plastic. Foarte... Și vreau să spun ceva. Ea nu transpune ca un copist care ilustrează o temă eminesciană, nu. Ea găsește esența. Spre exemplu, ea se raportează la faimosul poem Memento Mori, Panorama deșertăciunilor, nu? Și acolo sunt versuri absolut memorabile, probabil cel mai complex poem eminescian. Și găsește acolo un vers care exprimă adevărul, care spune esența despre poet și pe care îl desfășoară într-o dimensiune fantastică. Altfel, Carmen a reușit să prindă în expoziția tematică Eminescu, dimensiunea fantastică a geniului eminescian. Atât din novelistica eminesciană, Cezara, cât și din poezia eminesciană. Adică dimensiunea cea mai greu de redat. Până la urmă, fantasticul e proba de încercare pentru orice mare creator. Să ne amintim de Bizet, nu? Cu Sinfonia Fantastică. Să ne amintim de mari romancieri ai fantasticului latinoamerican. Nu? Este un curaj, fantasticul presupune o conexiune cu ceea ce este dincolo de aparențe în poem, ceea ce este în adâncimea poemului. Și eu am văzut și am și scris la vremea respectivă despre această expoziție, pe care eu consider un eveniment al vieții culturale eșene, fără exagerare, pentru că am văzut pictori care fac cronică, care ilustrează imagini,
preiau imagine eminescene, imagini poetice eminescene. Bine, Carmen nu recurge la mijloacele arte realiste ca să vedem zâne, da, știu, prinț și alte personaje din lirica eminesciană. Nu. Ea găsește esența metaforică și filozofică în dimensiunea ei fantastică, da, într-un poem eminescian, și o transpune. Ce apare pânză, e foarte greu să descrii. Pictura nu se descrie. Dar ca să exprimi o idee, să spunem, ideea de deșertăciunea lumii, nu? E unul din tablourile tale foarte reușite, Carmen, nu? Un tablou la care țin foarte mult. Și fantasticile, lumea care se prăbușește, nu? Că asta e în Memento Mori, nu? Lumea, da, materială supusă efemerului. Și a eroziunii și a dispariției. Exact. De fapt, cred că am mai precizat, iertați-mă că mă întrerup. Da. Deci, nu știu alții cum sunt, da, dar eu așa simt. după ce citim câte ceva, deci da, nici nu te aștepți, te trezești, nu, eu cel puțin mă trezesc cu un sentiment, cu o anumită stare. O emoție. Și atunci, da, sau starea respectivă, atunci încerc să o exprim prin culoare. Avem acolo în spate un tablou de noastră, ia spuneți. Ei, nu, aici nu e filozofic, ăsta nu e filozofic. Aici eu... Dar ce emoție a stat la baza lui? O reverie, am o... Da. Da. Aici, Carmen folosește culori mai puțin obișnuite, ea folosește tonurile aspre. O primăvară pe care îmi doresc să o văd cât mai repede la noi. Un pictor care mizează foarte mult pe rigoare și pe geometria interioară, ca într-un poem. Am înțeles. Pe geometria interioară. Ce pictori celebre ați avut, îi aveți ca mentori, așa să spunem, la care v-ați inspirat a picta? Da, nu cred că există câțiva. Din fiecare secol, zecile de mari pictori, dar pentru sufletul meu rămân românii. Rămâne Grigorescu, rămâne Bată, nici trebuie înșurați toți, nu poți să alegi. Deci rămân pictorii renumiți, consacrați ai marii picturi românești, dar nu numai pictorii, și sculptorii, că apropo a fost celebra luna sculptorilor la Iași și mi-a tresărit inima când am văzut lucrările aduse de domnul Babecinski acolo la primărie, excepționale lucrări, un efort deosebit, apoi lucrările aduse de doamna, nu aduse de dumneai ei, dar organizarea expoziției, doamna directorii Kim la Braunstein, cu toate lucrările acelea. Deci, toți acești mari artiști, sigur că mă influențează în bine, ca să nu mai zic de arta contemporană, profesorii mei de la universitate, alți pictori pe care sau sculptori pe care îi văd și învăț de la ei, nu, Felix Afteni, Danco Votaru, Sorin Purcaru, la sculptori, domnul profesor Tofan, Sava, Pamfil, doamna Trânceanu, tot ce există este un, cum să zic, un creuzet de inspirații și de curaj să mergi mai departe. Și să-ți găsești calea. Da, sigur. Asta este, de fapt, calea regală a pictorului, să se identifice cu un anumit stil și să devină inconfundabil, adică să știi, eu știu acum dacă văd un tablou de Carmen Gătlan, să-mi fie iertată, să zicem, această comparație nu este disproporționată, știu să o identific cât se poate de ușor, așa cum poți să identifici, nu, o simfonie de Beethoven, nu, când de la primele acorduri. Poți să identific pentru că ea și-a căutat această cale, a găsit-o în abstract, într-un un domeniu în care pictura modernă se știe că a evoluat absolut spectaculos și unde nu este deloc ușor să reziști tentației modelelor, nu? Există o tentație în arta abstractă a secolului 20, nu, încă din primii ani ai secolului,
și până astăzi, dar ca să rămâi tu însuți pe tărâmul acesta atât de bătătorit al abstractului, înseamnă că ai cu adevărat ceva de spus. Eu prefer această dimensiune abstractă a lui Carmen Gutlan. Eu o privilegiez ușor în raport cu pictura, hai să zicem, de inspirație naturalistă, de care este tentată și văd în ultima vreme că se deschide și spre această, da, mai ales spre naturi statice. Dar eu regăsesc foarte bine în dimensiunea abstractă și i-a reușit cel de-al doilea proiect, voiam să trimit la el, da? Este Vieru, să las pe Carmen să vorbească. Nu, deci vreau să spun că, apropo de pictori care te-ar putea inspira, din care ai putea să-ți hrănești nevoia de frumos, sunt cei din Moldova, sunt fenomenali. Da. Da, și apropo de asta, de acest lucru, deci eu am avut ocazia să am două expoziții acolo la Chișinău, la Centrul Constantin Brâncuș și la Biblioteca Națională a Moldovei, și am cunoscut, deci acolo este ca un câmp înflorit, da, proaspăt în primăvară. Deci nu sunt 10-20, fiecare cu talent extraordinar și artiști contemporani și muncesc. Și vreau să spun cu ocazia aceasta că am mare noroc de domnul profesor că m-a dus în Republica Moldova ca să cunosc locul unde a trăit Grigore Vieru, pentru că al doilea proiect a fost pictura după poezia lui Grigore Vieru. Am mers împreună la Pererâta împreună și cu sora doamnei pictor Viorica Toporaș, fosta mea prietenă și renumită pentru lucrări, despre care vroiam să, cu această ocazie, să invit publicul mâine, de 8 martie, la Muzeul Municipal Regina Maria, o expoziție extraordinară organizată de doamna director Kim Aurica și, bineînțeles, stafful întreg, toți cei care se ocupă de organizare, și cum o cheamă pe doamna cealaltă, Balan. Doamna Balan. Așa, da. Doamna Balan, două mari artiste care mâine vor fi vernisate la acest muzeu. La Casa de Cultura Municipală. Da. Muzeul Municipal. Muzeul Municipal de Regina Maria. Dar ce vreau să vă întreb, dumneavoastră, când, de exemplu, ați spus că veți pregăti în august împreună cu doamna acea expoziție cu tematică Nichita Stănescu, da? Da. Am curaj să atac asemenea poetare, este și o inconștiență. Nu cred că noi români să nu-l iubească pe Nichita Stănescu, da? Și, sigur, vreau să vă întreb, cum procedați? Aveți deja lucrările făcute sau până atunci mai nu, deci, faceți, mai munciți? Deci, sigur că poți fi impresionat de o prântură de peisaj sau, sigur, un gest uman sau astea sunt inerente, pentru că așa e și la muzică, dar așa e și la nevoastră, la creații, cu jurnalistica și cu tot. Bun. Dar trebuie întâi citită opera. Da. Nu, întrebarea era dacă noastre le aveți deja acum sau încă lucrați? Bine, da, mai sigur. Mai lucrați la ele până atunci, schițe, până august, da? Da, absolut, sigur. Și cam da? Câte lucrări va avea această expoziție? Păi, este o obligație să ai măcar, adică este și un număr, nu poți să te prezinți doar cu câteva. Păi, da, cam în jur de 30. 30 de lucrări? Da, 25-30, cam așa. Și pe care le faceți noastră până la august? Cam da. Oh. Da. Da. Da, dar este ca o febră. Adică, de exemplu, apropo de tehnică, când sărim de la una la alta, dar e foarte interesant modul cum gestionați conversația, sunt oameni care lucrează, spun așa, am nevoie de 2-3 ani să lucrez. Da, aceia sunt pictori
pictori, nu profesori pictori. Deci eu care lucrez... Bun, și bă... discutăm nu, de nu, Capela Sixtină. Nu, dar... nu, nu, da, da, dar adică cei care sunt, una în, e un tablou, cei care sunt în învățământ, da, au un anumit oral, au de pregătit niște lecții, absolut, și activități, și nu, da, este... Și timpul, toate... timpul care astea ne presează. Și atunci, da, este, este după ora 4 până la 4 dimineață, sau invers, de dimineață până când pleci la școală. De asta este și o vorbă, fericiți cei care n-au nimic de făcut. Da, ei, ori eu nu pot să-mi programez 3 ani să lucrez pentru Nikita. Am o perioadă și atunci ești prins de febra respectivă, ideile rapid de citind le aduni și depinde, bineînțeles, și de starea, da, deci da, există acel, adică, moment de grație răcit, care... Adică nerăcit, n-ai chef, nu știu ce, tot nu, trebuie să lucrezi, nu? Nu, cheful ai, cheful ai, eu cel puțin când văd... N-ați avut niciodată un moment în care spun, m-am săturat, o săptămână nu mai pictez nimic. Nu, dar asta să nu sune alaudă. Mie, eu, culoarea mă inspiră extraordinar de mult. Este imposibil dacă, acum, dacă îmi puneți pe masă două tuburi... Și când plecați, nu plecați, mă cuprinde în vacanțe. Bucurie, mă vacanțe, nu plecați, două săptămâni, trei, nu știu. Bine, dar atunci poți să-ți iei în tășcuță două, trei, da, schițezi, dar dumneavoastră nu scrieți, nu notați, de ce sunteți da, și red? Și vacanță. Și red, da. Da, deci nu se poți abține, iar domn profesor scrie și în tren, și în mașină, și peste tot. Că așa este. Unde te prinde inspirația? Da. Dacă te prinde. Da. Cred că mai... Da, deci despre francofonie am vrut să precizez că datorez așa mare noroc de domn profesor, spuneam, am mare noroc de doamna doctor pictor Chiria Cotilia, al cărui băiat, ca să zic așa, dar este Dita mai Alex. Profesorul, nu, Horia Costin Chiria, da, care a scris câteva cuvinte copleșitoare de spre, dacă îmi permiteți două sigur, cuvinte da, să dacă le Da, până căutați noastră, da, profesor, da, mai da. Eu vreau să trimit la un alt eveniment la care a fost martor, mai puțin momentele intime ale creației, dar perioada în care această idee a prins rădăcini și s-a întâmplat făcând o călătorie extraordinară la Pererita. La Pererita, da. Pererita este locul de baștină al lui Grigore Vieru, undeva în nordul Republicii Moldova, unde el povestește adeseori că vedea România, pentru că era casa părintească foarte aproape de un cot al Prutului, și el asculta în copilărie cu urechea mare pentru a afla ce se întâmplă dincolo de Prut. Dincolo de Prut era o altă țară, era o țară interzisă, o țară la care el putea doar să viseze, pentru că între noi și ei, după cum bine se știe, stăpânirea sovietică a pus o cortină de fier. Și el auzea colin zilei, el auzea oamenii mergând, cântând sau în acel cot al Prutului, și pe fereastra aceea a văzut el ceva din România. Apoi l-a descoperit, elev fiind, pe Eminescu, un poet interzis atunci în Republica Moldova, pe care autoritățile sovietice au vrut să-l exileze în afara culturii pentru a nu a rupe legăturile organice pe care Moldova le avea cu sensibilitatea și cu trăirea românească. A mai rămas atunci vreo frântură din cultura românească acolo? Foarte puțin, și numai în chip miraculos s-a salvat cumva un fel, într-un fel... Cred că e un creangă. Da, ca un fel de literatură s-a mizdat. Erau versuri sau lucrări de Eminescu care circulau în... Bun, dar ei în școală nu învățau despre mari scriitori români? Nu. Au ales doar pe cei pe care ei îi considerau emblematici,
pentru o cultură pe care autoritățile sovietice au vrut să o țină la un nivel de la un nivel popular. Ion Creangă a fost cultivat în permanență. Spre exemplu, și Sadoveanu. Da? Nu, pentru că Sadoveanu aparținea României Mari în cea mai mare măsură, nu era Sadoveanu. Totuși Sadoveanu a fost mai mult sau mai puțin, nu, pe Creangă n-au putut să-l exileze pentru că el vorbea limba țăranilor, exact, basarabeni. Și de ce au manipulat? Toate aceste teme au fost manipulate. Da, vreau să spun că în acea călătorie în care Carmen a vrut să simtă, să pună urechea la pământ, să ascultă glasul pământului, noastră, nu? Da. Să vadă prutul acolo, să vadă locul baștinei, să vadă bisericuța, să vadă... Și dintr-o dată a ieșit o adevărată enciclopedie fantastică a poemelor lui Grigore Vieru, nu? Ca în tablourile lui Chagall, cupolele care zboară, cupolele bisericilor, știu eu, malul prutului care este o frontieră, Zamca, regiunea aceea fantastică, da, de la, da, formațiunile geologice de la Zamca absolut spectaculoase. Toate acestea le-am văzut transpuse plastic într-un mod la care eu nu m-aș fi gândit, spre exemplu. Dar ea a avut această percepție a dimensiunii fantastice și subliniez asta pentru că e o probă de virtuozitate să dai forma fantasticului în pictură, în orice. Aveți lucrări după poemele lui? Deci ideea era ca pe 14 februarie să ne întoarcem împreună cu doamna Carmen Voisei și cu domn profesor, dar au intervenit și în sfârșit schimbările de climă și și cu ceea ce e și situația și geopolitică așa, în partea asta deloc. Deci plus că am ajuns foarte greu, deci acolo nu erau niște indicatori cu care noi, deci oricum mi-ar fi trebuit o mică vacanță ca să pot să mă întorc, dar nu știu dacă, poate că vom organiza, eu cu doamna Carmen Voisei de la Bacău, poate că vom organiza o expoziție acolo. Vreau să vă spun că am avut marea bucurie să vină doamna, deci la Grigore Vieru au fost elevi care au lucrat după poeziile pe care am lucrat și eu. Și a fost o expoziție elevi, profesor, da, și eu sper să mai mergem. Vreau să spun că cel mai greu mi s-a părut să aleg de la Grigore Vieru o anumită temă, pentru că ori trebuia să aleg poezia patriotică, trebuia să aleg atunci natura, ori despre mamă, ori despre iubire. Și atunci m-am oprit mai mult la mamă, iubire, natură, ca să nu, pentru că este enormă, este mare poezia lui Grigore Vieru, nu poți epuiza în 25 de lucrări. Da, e ca o țară, de ca să folosesc o metaforă sadoveniană, ca o țară de dincolo de neguri, nu? Da. Am ales volumul de poezii Rădăcina Roșie și m-am axat. Rădăcina de foc. Da, obsesia identitară a poeților basarabeni, care după, mă rog, în anii târzii ai regimului sovietic au încercat să-i dea sens și, evident, după evenimentele politice care au condus la independență, regăsirea patriei, a fondului comun și de simțire și de sensibilitate românesc. Stai și mă gândesc așa, cum se simțeau oamenii aceștia, cum e Grigore Vieru, oamenii ăștia ființa lor nu a putut să o schimbe nimeni. Și ca să fac așa o comparație, dacă toți suntem în zona asta a comparațiilor plastice, mă gândeam cum s-ar simți oare un palmier la Polul Nord. Da. De ei au fost... deturnați de la sensul identității naționale,
s-a produs acolo un fenomen de mancurtizare culturală, adică acest mixtum între nații care a încercat să topească identitatea moldovenească într-o pseudo-identitate sovietică. Evident că au făcut pretutindeni asta, dar cu atât mai puternic este acest sentiment al regăsirii pe care mari barzi basarabeni, dar și e vorba și de pictori, e vorba de poeți, e vorba de scriitori, nu? De prozatori, au încercat să le readucă. De altfel, lor le datorăm în esență renașterea. Nu istoricilor, nu oamenilor de știință, nu politicienilor. Clar. Dacă cineva a construit, a reconstruit identitatea... Prima dată a fost Podul de Flori, nu? Dacă cineva a reconstruit identitatea basarabeană, aceia sunt poeții înainte de tot. Apropo de reconstruire, eu vreau să spun că m-am impresionat tare mult casa Grigore Vieru. Ea, sigur că a fost renovată și multe, deci... E muzeu? Da, e un muzeu remarcabil. Este un memorial fantastic. Un memorial, de fapt. Da. Și sunt toate lucrurile așa cum au fost, sau unele așa cum au fost descrise în anumite arhive, sunt mărturii. Sau cum le-ar fi dorit Grigore Vieru. Sunt mărturii, da. Și am fost foarte impresionată și bineînțeles că se regăsesc și în lucrările mele. Și a rezultat a doua mare expoziție dedicată unui mare poet român. Da. Mai avem puțin până la finalul emisiunii. V-aș ruga să continuăm ideea pe care la un moment dat am întrerupt-o cu legătură cu acea expoziție pe care o plănuiți acum cu copiii. Cu... Da. Deci această temă a francofoniei în pictură va fi continuată pe data de 18 martie la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă, care să știți că este un creuzet de activități. Dar să știți că mă ajută foarte mult. Te ajută la locul de muncă ca să ai colegi care fac tot timpul, creează, lucrează cu elevii, au și publicații personale, au și expoziții personale și așa mai departe, concerte. Acum a fost concursul de teorie la noi organizat național. Da, deci va fi o expoziție după tematica francofoniei a elevilor și un spectacol de muzică. Colaborez foarte frumos și cu domnii profesori de la Canto, care eu fac partea lingvistică, dumnealor partea muzicală, nu avem voie altfel, așa, și va fi un spectacol deosebit la care, dacă veți trimite un cameraman, vom fi onorați și din tot sufletul bucuroși. Iar în ceea ce privește o expoziție personală, va fi probabil în iunie, cu aprobarea, sigur, a muzeului, o case municipale, unde n-am reușit, trebuie să precizez, o primire extrem de călduroasă a domnului Harasim, a domnului poet Adi Cristi, director, și tot, sigur, toți cei care sunt acolo, doamna Bilașevski și toți secretari și toți. Este fica unui mare sigur că pictor. Da, sigur că nu îndrăznesc să vorbesc de ei. Deci mulțumiri din tot sufletul, de jos până la cel mai înalt în funcție, au fost extrem de primitori și de înțelegători și ne-au ajutat. Iar acolo, tocmai din acest motiv, aș vrea în iunie, să fie personala mea. Deci o expoziție personală. Voi fi eu singură cu tot cu o temă franceză, dar nu o spun acum. Iar în august va fi o colecție. Da, un pic de mister. Iar în august va fi cu Nikita. Sper să reușesc să lucrez pe această temă. Este foarte greu. Doamne ajută, cum se spune, da. Domnule profesor, așa ceva frumos, un epilog, dar nu un epilog cu deschidere spre un nou început. Adică. Să fim atenți și să urmărim cu interes pe Carmen Gâtlan. Nu trece un sezon în care să nu ne ofere ceva, un eveniment artistic de anvergură. Și eu îi admir și inspirația și energia și dăruirea cu care se dedică
picturii. E sensul, substanța și sensul existenței. Picturii și literaturii în același timp. Aș fi vrut, da, iertați-mă, da, spuneți. Și să nu uit să reamintesc că mâine de Ziua Femeii la Muzeul Municipal Regina Maria va fi o retrospectivă a două pictorițe care nu mai sunt, din păcate, două pictorițe cu nume de floare, Viorica Topăraș și Viorica Bălan, în saloanele Muzeului Municipal, o retrospectivă care sunt convins că se va constitui într-un eveniment. Da, vreau să adăugați ceva. Da, vreau să mulțumesc și domnului profesor universitar Horia Costin Chiriac, pentru că întotdeauna mă însoțește alături de domnul profesor dr. Mihai Dorin în demersul meu artistic și cred că s-ar potrivi și chiar și pentru mâine un cuvânt. Într-o primăvară a poeților, grația reprezintă o alegere firească în calitate de catalizator al creațiilor artistice inspirate de capriciile muzelor. Grațiosul reprezintă o formă fragilă de frumos, a cărei efemeritate și evanescență impun valorizarea fiecărei clipe în care conștiința iubitorului de artă se bucură de prezența operei artistice. Și ne vom bucura și noi mâine la vernisajul prezentat de domnul profesor Mihai Dorin de lucrările regretate pictoriței Viorica Topăraș, de care se ocupă, în afară de doamna director Aurica Ichim, un om extrem de... Da. Avem mare noroc de dumneavoastră, vreau să vă spun, da, sincer vă spun. Da, și așa, și modul cum organizează aceste evenimente, sigur. Așa, este vorba de doamna, de sora doamnei Viorica Topăraș, e vorba de doamna profesor de română Mimioara Topăraș, care se ocupă și de viitorul album, da, care va apărea în această vară. Mulțumesc foarte mult, doamna profesor, mulțumesc, vă domnule mulțumesc profesor. Și noi mulțumim. Și vă așteptăm cu drag, nu? Poate și cu eu știu, niște lucrări pe care să le discutăm în emisiune, da? Să le punem și să ne fie mai ușor. Oricum, la sfârșitul emisiunii noastre vor fi niște lucrări pe care noi să le-ați dat și vor fi adăugate, telespectatorii le vor putea urmări. Sunt onorată că m-ați invitat. Da, și noi la fel. Sunt onorată. Mulțumim așadar. Mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru faptul că ați avut amabilitatea să urmăriți și această emisiune noastră, Actualitatea Națională. Vă dăm întâlnire la următoarea emisiune pe această temă. La revedere! Thank you.